Cum calculăm vârsta unui câine? Cât înseamnă în ani de om? Vârsta câinelui este un lucru important atunci când avem în grijă un patruped. Un câine de 2 ani trebuie tratat diferit de un senior, chiar dacă la prima vedere nu există diferențe între ei. Pentru a estima mai bine vârsta câinelui și nevoile conexe, aceasta este calculată orientativ la vârsta umană. Câinii se maturizează mult mai repede decât oamenii și viața lor este mult mai scurtă. Deși trec prin aceleași etape, schimbări legate de vârstă ca și oamenii, relația dintre vârsta câinelui și vârsta umană nu este liniară. Deci, este greu să fie creat un algoritm infailibil care să poată calcula vârsta unui câine în ani umani. Vârsta câinilor și diversele etape ale vieții lor. Există multe dificultăți în determinarea relației dintre vârsta unui câine și etapa vieții în care se află. În primul rând, există variații ale speranței de viață între rase. Câinii trăiesc în medie până la 10-12 ani. Cu toate acestea, rasele mici pot trăi chiar și până la 20 de ani, în timp ce unele rase de talie mare nu ajung nici până la 8 ani. Desigur, speranța de viață depinde și de caracteristicile individuale, de stilul de viață și de modul de îngrijire din partea proprietarului. Cu cea mai mare precizie puteți relaționa etapele vieții unui câine cu vârsta acestuia în perioada de pui. De exemplu, observând modificări ale danturii animalului, până la vârsta de 4 luni, exemplarele de rase diferite cresc într-un ritm similar, dar cu fiecare lună succesivă diferențele devin tot mai mari. De exemplu, câinii mici pot ajunge la maturitate sexuală încă de la vârsta de 6 la 8 luni, în timp ce câinii de talie mare, mai aproape de aniversarea de 2 ani, cu timpul, discrepanța dintre etapele de viață ale diferitelor rase și vârsta lor crește din ce în ce mai mult. Cum calculăm vârsta câinelui? Dacă istoria câinelui este cunoscută de când era pui, de obicei se știe exact ce vârstă are. Dar cum să determini vârsta unui câine adoptat de la adăpost? Este sugerată în primul rând de starea danturii și, mai precis, de uzura anumitor grupuri de dinți. Vârsta patrupedului poate fi estimată și prin observarea ochilor. Ei devin mai tulburi în timp, în cazul câinilor de culoare închisă. Un semn vizibil al îmbătrânirii este și culoarea blănii, pe care se observă părul cărunt. Poate fi calculată vârsta câineului în ani de om, pentru a înțelege mai bine nevoile animalului lor de companie. Deținătorii de câini încearcă adesea să le calculeze vârsta reală în ani de om. Mult timp se credea că un an de patruped este aproximativ egal cu 7 ani de viață de om, calculând de la împlinirea vârstei de un an. Când câinele se află aproximativ în același stadiu de dezvoltare ca și oamenii cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani, această presupunere se baza pe faptul că statistic oamenii trăiesc de 7 ori mai mult decât un câine. Oamenii de știință cred că aceasta este o simplificare prea mare. De mult se caută un algoritm prin care vârsta unui câine să poată fi calculată în ani de om cu o mai mare precizie. Recent, geneticienii de la University of California, din San Diego, au propus utilizarea unui indicator pentru a afla vârsta de om a unui câine. Înmulțiți logaritmul natural al vârstei sale reale cu 16, apoi adăugați 31. Metoda de mai sus este nu perfect, deoarece a fost dezvoltată în baza unui studiu al labradorilor retriever. Pe când câinii de rase diferite îmbătrânesc diferit, mai mult decât atât, rata de îmbătrânire a câinilor de-a lungul vieții se schimbă diferit decât la oameni. Probabil că nu poate fi găsit un convertor universal al vârstei câinelui în cea de om. În tabelele care ilustrează această dependență, cel mai adesea se adaugă patrupedelor, începând cu al doilea an de viață. Câinii au atunci aproximativ 25 de ani de om, 4 la 5 ani. Nu se ia însă în considerare rasa sau greutatea animalului.
De aceea această formulă trebuie considerată orientativă. De ce merită să știm vârsta câinelui? Este dificil să transformi cu precizie vârsta unui câine în ani de om, dar merită să cunoști etapele specifice vieții animalului tău. Pentru a-i oferi cea mai potrivită îngrijire, aceste cunoștințe permit alegerea hranei corespunzătoare, aplicarea profilaxiei veterinare adecvate, ajustarea nivelului de activitate fizică la capacitățile patrupedului. Abordarea corectă a problemelor menționate mai sus are un impact semnificativ asupra sănătății și longevității câinelui. Zimondis.